De Paște nu e purașul face minuni, ci oamenii pot alege să fie mai buni. De Paște nu e purașul, ci oamenii învie orașul. Orașul faptelor bun. Bună ziua, el este fiul meu, Kaplan, vârstă de 11 ani. Încă de la naștere a suferit intervenții până în momentul acesta. Îmi place foarte mult să mă joc fotbal, dar deoarece nu prea pot să mă joc din cauza problemei mele, mă oprește. Și o mică donație și pentru Kaplan și pentru Liviu. 500 de euro pentru Kaplan, 500 de euro pentru Liviu. 500 de euro pentru fiecare dintre băieți. Wow. Din cauza problemei mele, mă împiedică să joc fotbal. Cine crezi că asculta radiozul? Ei, nu mă. Nu cred. Salut, bine ai venit în orașul faptelor bune, Florinel Coman, pentru Kaplan. Îți mulțumesc foarte mult. Îmi pare foarte bine că te-am auzit și să știi că suntem alături de tine cu toate gândurile bune. Trecem la o nouă poveste. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Urmez un tratament de chimioterapie și radioterapie în Turcia, pe care nu pot să-l fac aici în țară, că nu există soluția la noi în țară. Ia mea 100 de euro. Aș dori să ne suma de 500 de lei pentru Georgeta. Vreau să ajung și eu pe Georgeta cu suma de 200 de euro. Nu pot să spun decât că le doresc ca bunul Dumnezeu să-i răsplătească atunci când vor avea nevoie. Avem o nouă poveste. Spunem bună seara în direct pe Zoom cu noi. Bună seara! Să rămână! Bună seara, Mădălin! Bucuroși de cunoștință! De la vârsta de un an, el este diagnosticat cu paralizie cerebrală, dipareză spastică. Salut! Salut! Și el este Justin, frățiorul lui. Și Justin, salut! Gemeni! 500 de lire pe mine? Da, băiatul meu îl cheamă tot Andrei. Da, noi, Mara și Cezara. Mara și Cezara și mai cum? Morar. Oh, ce surpriză! Vrem și noi să donăm 1000 de lei pentru Andrei. Da, 500 de lei de fiecare. Și trecem pe banda verde. De la un Andrei pentru alt Andrei, 500 de lei. Aș dori să donăm și noi 1000 de lei pentru Andrei. Aș dori să donez și 1500 de lei. Donez și 300 de euro. Foarte multe povești astăzi, mai multe decât în altă zi. Am avut și foarte multe vedete care au intrat noi să doneze. Cum ai zis tu, foarte mulți părinți din OFB-urile trecute, oameni încercați care nu s-au sfis să sară cu banul pentru alți oameni necăjiți. Și care n-au trecut de impas. Care nu, exact, care încă luptă. Și care n-au făcut un update, ce s-a întâmplat de la Crăciun încoace. Da, nu, a fost și... pe o zi plină. Da. Orașul faptelor bune. În această seară facem un pic de pauză, să mai respirăm și noi. Stai rubrica... că pun eu, stai liniște. Facem o rubrică de carte, Daniel, facem ceva.